Pentru că în platoul decisiv vine ministrul finanțelor publice, Adrian Căciu, direct de la ședința coaliției de guvernare. În exclusivitate ne va anunța cum se împart banii țării anul viitor, cum o vom duce în 2023, ce se întâmplă cu prețurile, cui cresc veniturile anul viitor. Aflăm de la Adrian Căciu. Este în platou alături de noi. Bună ziua, domnule ministru! Mulțumim pentru că sunteți prezent în platoul decisiv. Așa cum vă anunțam, veniți direct de la ședința Coaliției de Guvernare, domnule Căciu, acolo unde ați discutat despre legea bugetului pe anul viitor și veniți în exclusivitate să ne dați toate cifrele. Da. În primul rând, domnule ministru, înțelegem că 7,21% s-a decis în ședința Coaliției de Guvernare va fi procentul alocat pentru investiții. Da, 7,21%, 112 miliarde de lei. Investiții, da? Da. Cât va fi produsul intern brut? 1552,1 miliarde. Dacă aveți și dumneavoastră aici un... și puteți să scrieți chiar dumneavoastră dacă... Oh. Nu-i problemă. Se șterge? Nu se șterge, nu se șterge. 1552,1. Acestea sunt miliarde. Cifre care poate pentru opinia publică nu sunt foarte importante, însă ele sunt cifrele care ne arată cât de sănătoasă este o creștere cu 11% a PIB-ului nominal față de în acest an. Puteți să scrieți dumneavoastră acolo 11. Scrie? Da, scrie. Nu sunteți dumneavoastră obișnuit. Nu sunt obișnuit. Da. Un deficit bugetar 4,4% din PIB. Veți reuși să ajungeți până anul viitor la 3%? Ținta... În 2024, ținta este de 2,9% din PIB. Asumată în fața Comisiei Europene, da? Da. Și o creștere economică? De 2,8%. Sunteți mai optimist decât Comisia Europeană? Este pe baza Comisiei Naționale de Prognoză. Bugetele României se fac pe baza Comisiei Interne, Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Eu cred că prin măsurile pe care le-am prevăzut în buget, avem șanse. Dacă nu apar alți factori externi, pentru că totuși suntem într-o perioadă destul de complicată, să fie puțin mai bine decât 2,8%. Dar mergem prudent pe 2,8%. Haideți să vedem ce măsuri vor fi luate începând de anul viitor. Ordonanța Trenuleț o veți aproba săptămâna aceasta în ședință de guvern? Da, sperăm că joi va fi aprobată. Pentru salariile bugetarilor avem o recuperare de 10% până la grilă, dar fără să depășească grilă. Cu excepția demnitarilor. Pentru cu excepția demnitarilor rămân înghețate, iar acest 10% este pentru cei care trebuiau să recupereze să ajungă la grila din 2022. Practic, continuăm efortul pe care l-am început de când am venit la guvernare, în care am avut acele 1/4 acordate și la legea bugetului din 2022, după aceea în rectificarea din vară și acum venim cu încă o recuperare de 10% în efortul de a aduce salariile la grila din 2022. E adevărat, cu o întârziere, dar până la urmă și situația economică este una care... Cu toate astea ați găsit banii pentru majorarea salariilor bugetare într-un an foarte dificil, cel mai complicat din ultimii ani din punct de vedere dar economic. Dar și pentru și salariile din privat. Și pentru creșterea pensiilor militarilor. Noi ne-am angajat în PNRR că vom face o reformă a pensiilor speciale. Militarii nu numai că nu sunt vizați de această reformă a pensiilor speciale, dar ați găsit bani să le majorați pensiile militare. Practic este o indexare, aici este și un element de noutate pentru că ordonanța este în transparență decizională și chiar vreau să specific ce a apărut nou față de ceea ce este în ordonanță. Pensiile militare vor fi indexate cu 5,1%, toate pensiile militare. Deci nu mai sunt, ne dați imediat o știre în acest moment. Exact, este nu o știre. Nu mai sunt în funcție de venit. Ba da, imediat. Deci toată lumea va primi 5,1%, iar apoi în funcție de nivelul pensiei, pe acele plafoane, deci, în funcție se de va veni cu o indexare suplimentară, astfel încât pensiile mici să primească ceva în plus. Adică nu va depăși creșterea celei mai mici pensii 12,5%, astfel încât să se mențină în similaritate cu ceea ce facem pentru sistemul public de pensii. 12,5% deci și pentru pensiile românilor, punctul de pensie punctul de pensie, ianuarie, da. 12,5%, da? Iar aici aș mai preciza un lucru, este o creștere nominală de 199 de lei a punctului de pensie
Știu că a existat o retorică în anii trecuți, cine a crescut mai mult pensiile, nu o să... E o recuperare, până la urmă nu este o creștere de pensii în momentul acesta, pentru că avem o inflație foarte mare, dar la nivel nominal este cea mai mare creștere a punctului de pensie de când există sistemul public de pensii. Și în plus, acel ajutor pentru pensionarii care au pensia mai mică de 3.000 de lei, vor fi acordate două tranșe, tot în funcție de venit, și a 13-a indemnizație pentru persoanele cu handicap. Acestea sunt măsurile care vor intra în vigoare, majorări de venituri pentru... Da, și o actualizare la veterani cu 30%. Avem o actualizare a indemnizațiilor pentru veterani. Mi se pare o reparație care trebuia făcută. Bun, așa, acum cum cresc salariile, domnule ministru? Ministerul Muncii a publicat o hotărâre de guvern, majorarea salariului minim de la 2.550 de lei brut la 3.000 de lei. Dumneavoastră ați venit cu o ordonanță prin care se precizează 200 de lei din această majorare de 450 de lei să fie scutiți de taxe. Da. Au venit sindicatele, ați avut în urmă cu două săptămâni o ședință de Consiliu Tripartit. Sindicatele nu au fost de acord, ba mai mult, unele sindicate v-au amenințat pe dumneavoastră și pe Ministrul Muncii cu plângerea penală. Un singur sindicat, dar toată lumea Cartel a fost Alfa. De acord. Ca să ne înțelegem, toată lumea a fost de acord cu faptul că salariul minim general va crește la 3.000 de lei și salariul minim în construcții la 4.000 de lei. Pentru că și asta e o știre, în construcții salariul minim nu va mai fi 3.000 de lei, ci va fi 4.000 de lei. În efortul acesta de a crește salariul minim, trebuie să înțeleagă toată lumea, până la urmă, efortul nostru al guvernului și al mediului de afaceri este de a, putea avea cât mai mulți bani la angajați, pentru că este o perioadă în care toată lumea resimte inflația, dar în efortul acesta este cea mai mare creștere nominală de salariu minim, de 450 de lei pe brut. Și atunci statul a înțeles că, cerând antreprenorilor să crească salariul minim cu o astfel de, plajă, să vină cu o facilitate. Discuțiile care urmează să se poarte, pentru că, până la urmă, eu trec peste chestiunea cu afirmațiile despre plângeri penale. Au mai fost plângeri penale și anul trecut, când am făcut ordonanța Trenulescu, s-au clasat toate, pentru că, până la urmă, politica fiscală a statului român, politica de salarizare a statului român, politica salariului minim sunt atribute deci ale statului. Nu veți reveni asupra acestei decizii. Acest lucru este decis. Dar, pentru că asta este cel mai bun lucru al dialogului, până la urmă, asta înseamnă, de fapt, transparență decizională, opinii divergente, dar până la urmă se iese cu o concluzie. Săptămâna viitoare vom discuta, și asta am stabilit deja, despre ceea ce se întâmplă cu salariile de peste 3.000 de lei. 3.000-5.000 de lei. Unele patronate au spus, au vorbit despre o creștere voluntară de 450 de lei, din care 200 din nou să fie neimpozabili. Aici o precizare, aceasta este propunerea guvernului. Este propunerea guvernului. Ministrul Muncii spunea că propunerea a venit din partea unor patronate, dar alte patronatele au venit cu o variantă mai redusă, 250 de lei sau 200 de lei suplimentar creștere voluntară, și noi am propus în felul următor, de asta urmează să ne întâlnim, să vedem, pentru că și dânșii fac studiile dânșilor și vin cu argumente, noi am propus, dacă se cresc salariile cu 450 de lei, pe ceea ce depășește 3.000 de lei, 200 de lei vor fi scutiți de taxe, înțelegând în felul acesta efortul pe care îl face antreprenorul, dar ne uitând obiectivul ca angajatul să poată să aibă un salariu net mai mare. Care va și în felul acesta în se stinge și discuția legată de ce au ridicat cei de la sindicat cu eventualitatea unui salariu net mai mic decât la cei care au peste 3.000 de lei față de cei care vor avea 3.000 de lei. Haideți să vedem ce taxe intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023. Va crește impozitul pe dividende, da? De la 5 la 8% da. Și de asemenea mai multe măsuri care vizează Horeca. Aș vrea să... Toată lumea vorbește că, uitați, și înainte când discutam și de creștere de pensii sau creștere de salarii, practic cuvântul ăsta place probabil creștere. La salarii și la pensii e vorba de recuperări, pentru că ai erodare de putere de cumpărare. Și aici este vorba de reducerea unor facilități. Pentru cei care nu știu, impozitul pe dividende a fost 16%. Și s-a introdus ca facilitate să fie 5%. La fel, TVA-ul cu cotă redusă a reprezentat o facilitate. Pentru industria Horeca. Pentru industria Horeca. Ea a funcționat 5 ani de zile. Până la urmă, toată lumea
orice facilitate se dă pe un cadru temporar, se dă pe un termen limitat, astfel încât în timpul acela tu să te dezvolți și lucrurile, de fapt, industriile s-au dezvoltat în acest timp. Pe de altă parte, nu mai reamintesc, există un jalon în PNRR care la momentul acesta se consideră îndeplinit, suntem în clarificări cu Comisia Europeană pe detalii tehnice, cu privire la eliminarea facilităților. Deci, practic, noi ce am făcut? Am eliminat total sau parțial o serie de facilități. Știu, pare că am crescut, dar de fapt se revine la o situație anterioară. Dar această taxă pe soare, apărut, să știți că nu este la... A apărut este o ordonanță, într-adevăr, nu, Ministerul Finanțelor nu a fost minister avizator, însă trei alți colegi de-ai dumneavoastră, Ministrul Transporturilor, Ministrul Economiei și Secretariatul General al Guvernului, au avizat această ordonanță, o ordonanță pe care ați adoptat înainte de mini-vacanța de 1 decembrie, taxa pe soare. Cum a apărut această... Bună sintagma găsită, așa sună foarte puternic. Aici Ministrul Energiei trebuie să, și cred că a specificat astăzi despre ce e vorba, din perspectiva ministerilor avizatoare, fiecare minister avizează pe ceea ce înseamnă atribuțiile sale sau unde se întâlnesc domeniile sau o politică energiei, dacă se întâlnește cu politică din domeniul transporturilor sau de la Secretariatul General al Guvernului sau de la Ministerul Economiei, la fel ca și noi, la noi la finanțe. Dar noi n-am fost avizatori pe această ordonanță. Iar Ministerul Sănătății a venit cu o strategie națională. Aș vrea să specific, nu cred că este cazul să introducem tarife pe ceea ce înseamnă, dacă vrem să dezvoltăm acest sector de prosumer, haideți să dezvoltăm sectorul, haideți să avem energie și independență energetică în România și apoi haideți să vedem cum echilibrăm sistemul, pentru că nu cred că România ar trăi din acele tarife. Bun. Iar Ministerul Sănătății a prezentat o strategie națională de sănătate în care vorbește despre o taxă pentru pacienți. Dacă vrei tu ca pacient să-ți alegi medicul, atunci trebuie să plătești o taxă. Ați discutat este cu Ministrul Sănătății? Acolo este vorba de un proiect care e în dezbatere publică, face bine, tocmai de aceea îl discutați și dumneavoastră, este într-o dezbatere publică, înțeleg că este o propunere venită din sector, dar partea finală nu cred că va arăta la fel. Posibil să fie analize în continuare și discuții cu privire la această strategie și aici... La urmă știți cum e, eu mă pronunț pe partea mea de finanțe și pe partea de stabilitate financiară a României. Pe partea de finanțe, rata inflației avem așa, 15,9% în septembrie, 15,3% în octombrie. Da. Cât estimați că va fi în noiembrie și decembrie din informațiile noastre, din monitorizările noastre, din prognozele Comisiei Europene, acum în decembrie... ne așteptăm să fie nivelul maxim al ratei inflației. Așa este și... De regulă, lunile de vârf, inflația are o ciclicitate în fiecare an, dacă vreți să o urmăriți. În luna decembrie inflația crește, e ridicată, după care la jumătatea lui ianuarie spre februarie începe să aibă un trend descendent. Deci mă aștept, de altfel și BNR în prognozele sale a spus că se așteaptă la o inflație de 16,3%, în zona aceea am construit și noi tot ce înseamnă până la urmă finanțarea pe care o avem de făcut. 16,3% la final de an. La final de an. Este posibil să mai apară anumite influențe, pentru că ceea ce trăim în momentul acesta, după ce am stabilizat, din punctul meu de vedere, s-a stabilizat inflația pe prețurile la energie și mai ales de la 1 ianuarie va fi acel mecanism cu 2 ani în reglementare, se resimte, ceea ce spuneam, de altfel pe la jumătatea acestui an, că vom ajunge să resimțim inflația importată. Deci vedem inflație în zona euro de două cifre. Și acum, fiind dependenți de importuri, e, cum să vă spun, pe cale de consecință, această inflație importată o resimțim în prețuri. O rata inflației trebuie cu făcute o singură lucruri, cifră, trebuie făcute când lucruri ar putea să energic, mai vadă în prima jumătate a acestui an, iar acțiunea pe care eu o văd de făcut este în zona alimentelor. România trebuie să aibă, sau noi și guvernul, dar și jucătorii din piață trebuie să ne așezăm atent, pentru că dacă cineva sau dacă omul de rând resimte grav un preț, îl resimte pe alimente, pentru că
hrana, apa și medicamentele. Astea sunt cele trei zahărul, nevoie. Uleiul. Toate trebuie, de acolo trebuie atenție mare și trebuie să discutăm. Carnea de porc au registrat cele mai mari scumpiri. Da. V-am spus. Și sunt alimentele din punctul meu de vedere, de bază acolo care se vor, sunt acum la mare căutare se vor găsi în soluții să se stabilizeze prețurile. Nu pot să vă spun acum care sunt soluțiile sau programele. Știu că se discută și la nivelul Ministerului Agriculturii. Să găsim o soluție de stopare a prețurilor. Plafonarea nu sunt de acord neapărat este o variantă? Cu afirmațiile că, nu știu, cresc de pe una pe alta cu 25%. Creșterea masivă la alimente deja o resimțim, pentru că ea a înglobat tot ce a însemnat prețuri la energie. Plafonarea prețurilor la alimente ar putea fi o soluție? Nu este o soluție plafonarea, din punctul meu de vedere. Vedem ce, mai ales în ceea ce înseamnă aceste zone de consum, cu consum zilnic, cum este hrana, dar, și mai ales când suntem dependenți de import, că aici e o problemă, dar discuții cu retailerii trebuie făcute. Din punctul meu de vedere, o discuție cu retailerii, pentru că dacă nu mă înșel, 70% din piață este deținută de marile lanțuri de magazine și dânșii au interes să aibă consum, adică să aibă volume de vânzări, ori dacă duci prețul la cer, nu o să mai intre nimeni să cumpere. O rată a inflației cu o singură cifră, sperăm, când ar putea sperăm să mai cadă România? Ca la finalul anului viitor să avem o rată a inflației cu o singură cifră. Deci de ce spun sperăm? Pentru că este foarte important cum se va mișca primul trimestru al anului viitor. După cum știți, intră în discuție sau de astăzi se aplică și embargoul asupra petrolului din Rusia. Sunt elemente care pot influența în plus sau în minus zona în care se mișcă inflația. Indicele ROBOR, la începutul anului era 3,02%, acum este 7,89%. Spuneați, la un moment dat, întrebat de colegii mei la guvern, într-o conferință de presă, că alocați undeva la 10.000 de lei pentru coșul de consum, pentru că aveți inclusiv rate. Cât a crescut rata Eu am rată fixă. Deci acum, nu aveți rată cu dobândă de când fixă. Toate creditele pe care le-am avut în viața mea le-am avut cu rată fixă, chiar dacă la anumite momente a fost mai scumpă decât ceea ce însemna pe piață. Pentru că eu am prins sau și am început... Și asta le recomandați și românilor? Acum, depinde fiecare la ce moment face împrumutul. Vă spun foarte sincer. Ce momentul în care am făcut primul împrumut, da, la 20 de ani, rata dobânzii era undeva la 16-18%. Și fluctua, adică o vedeai cum crește, cum e și acum s-a întâmplat anul acesta. Și atunci, evident, să te duci pe dobândă variabilă era chiar o chestiune de incertitudine în faptul că va crește rata și atunci m-a dus pe fixă. Dar au fost și perioade în care rata fixă a fost mult mai sus decât ceea ce însemna rata variabilă, dobânda variabilă, mai ales în contextul în care inflația a fost jos în anumiți ani în România. Da, aici e o chestiune de decizie pe care fiecare o ia. Eu o să merg în continuare să propun tuturor să se raporteze la IRCC și nu la ROBOR pe ceea ce înseamnă creditele pe termen lung. Pentru că acelea sunt, de fapt, complicate. Bun. Astăzi, domnule ministru, intră și în vigoare, a intrat în vigoare embargoul asupra petrolului rusesc. De asemenea, prețul plafonat de 60 de... Dacă îmi permiteți doar un minut. Deci, vedeți? 7,89, da? Da. Deci ROBOR în ultima lună a început să scadă. La acest moment ROBOR-ul este aproape egal cu dobânda overnight a băncii naționale, dobânda pentru creditare, așa numită dobândă lombard. Deci semnalul este destul de bun în sensul în care pare că dobânzile au început să stagneze. Da? Trebuie să vedem cum se mișcă următoarea lună, pentru că aici e vorba de modul în care pe partea financiară globală, dolarul va acționa sau Fed-ul va acționa asupra dolarului. Deocamdată dolarul este mai slab și atunci de aceea și scad dobânzile. Dar dacă lucrurile intră într-o stabilitate, ratele de la dobânzi ar trebui să măcar să stagneze, dacă nu să înceapă să scadă. Prețul carburantului va crește în următoarea perioadă, având în vedere că astăzi a intrat în vigoare embargoul asupra petrolului rusesc și importăm două treimi. Și de asemenea, avem un preț plafonat de 60 de dolari. După cum au văzut astăzi cum s-a manifestat bursa, vreau să vă spun că prețul nu a crescut în mod exponențial, de exemplu, cum a crescut atunci când a început războiul. Deci când a început războiul, pur și simplu, prețul a sărit cu aproape 30%. Acum a crescut cu un dolar jumătate pe baril. Nu văd o creștere. De ce? Nu, o creștere, ce se întâmplă? Noi când am avut șocul prețului la
combustibil, dacă vă aduceți aminte, era barilul 120 de dolari. În prezent e 88. Adică, în mod normal, și dacă ar fi o creștere pe bursă a petrolului, ar trebui să nu resimțim la pompă. Ar trebui să există destule cart, astfel încât să nu ne resimțim la pompă, pentru că între timp prețul a scăzut de la 120 până la 84 de dolari acum 2 zile. La carburant, măsura este în vigoare până la finalul 31 acestui decembrie. An, ce se întâmplă de la 1 Vedem, ianuarie? Această decizie o vom lua probabil în săptămâna care începe cu 20 decembrie. Deci, nu vă pot spune, ia în calcul acesta. Guvernul să prelungească compensarea nu vă pot spune. Cu 50 vreau să, de bani. Noi vrem să vedem mai multe lucruri, așa cum s-a luat decizia și când a fost de prelungire. Care sunt stocurile, care e contextul de preț pe următoarele 3 luni, dacă prețurile s-au stabilizat, dacă sunt în scădere, dacă, Doamne ferește, sunt în creștere și atunci este necesar. Deci sunt mai multe elemente care trebuie luate în calcul la 20 decembrie, pentru că până atunci vom vedea care este de altfel și impactul măsurii de embargo. Măsura până acum a fost una benefică, da. A fost una eficientă? A fost una eficientă. Ați observat și scăderi de preț la pompă, chiar dacă la început a fost doar scădere de 50 de bani, ulterior ați observat că au mai fost scăderi. Pe de altă parte, ceea ce ne-a interesat a fost, mai ales pentru economie, dar și pentru cetățeni. Dar știți cum e? Mai ales pentru economia care, de exemplu, nu are măsura de la transportul și de la distribuitori, unde acordăm încă 50 de bani ca ajutor de stat. Dar cealaltă parte a economiei, care nu avea această măsură, până la urmă a găsit un preț la pompă și stabil și mai jos decât atunci când discutam și atunci când am introdus că era peste 9 lei, dacă nu mi-aduc bine aminte. Legea bugetului de stat, când veți pune draftul în transparență și când va fi legea aprobată și trimisă în Parlament? Mâine va fi pusă în transparență legea bugetului de stat. În seara asta închidem ultimele detalii pe textul legii. A mai suferit anexele... modificări draftul în urma ședinței coaliției de guvernare din această după-amiază? Nu, acum au fost discuțiile până la urmă de calendar, pentru că legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat vor fi aprobate. Vrem să le aprobăm joi pe toate. Ordonanță trenule, strategie fiscal-bugetară, legea plafoanelor, legea bugetului de stat, legea bugetului asigurărilor sociale de stat, astfel încât vineri să fie trimisă la Parlament și săptămâna viitoare să fie săptămâna Parlamentului, în care Parlamentul analizează în comisii, aprobă și în plen apoi să fie votat bugetul. Mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în platoul de